Pentru că tot este perioadă de concediu, eu vă fac o propunere. Să mergeți în județul Olt și să vizitați cetatea Suceava. Locuri fantastic de frumoase și o să vă facă mare plăcere. Dar până una alta, haideți să vedeți cum este chiar acolo. Bună ziua, doamnă! Cu cine avem plăcerea să privim? Sunt profesor Mirela Cojoc, sunt șef de serviciu cultural în cadrul primăriei orașului Corabia. Muzeu, cetatea Suceava, biblioteca, casa de cultură. Deci aveți și puteți să ne spuneți foarte multe lucruri despre acest loc în care ne aflăm acum, să mergem. Da, da. Suceava. Suceava, vedeți, orașul nostru este un oraș încărcat de istorie. Și începem cu Suceava pentru că aici au fost primele locuiri umane în această zonă. Este vorba de locuiri descoperite chiar pe platoul acestei cetăți din epoca eneolitică, deci din mileniul 3 înainte de Hristos. Putem spune că Suceava a fost un centru politic și chiar militar și cultural al unui teritoriu Suceavensis, așa cum era numit, un teritoriu cuprins între Jiu, Olt, Dunăre și până aproape de orașul Caracal. Se numea teritoriul, deci aici era centrul sucilor. Acești suci aveau o cetate nefortificată, nu fortificată cum era în munții Orăștiei. Dar după unirea tuturor triburilor getodace, sub Burebista, cetatea a fost fortificată cu valuri și șanțuri de pământ. Deci așa era certificat tribul sucilor. Vorbim de secolul IV înainte de Hristos. Cetatea pe care o vedem este construită abia în secolul III de către romani, în vremea împăratului Aurelian. Acest împărat și-a retras armata și administrația din provincia Dacia, cucerită în urma celor două războaie dacoromane, și s-a așezat la sudul Dunării, dar a păstrat câteva cetăți, câteva capete de pod, cum ar fi Suceava, Desa, mai la vest, Drobeta, la Severin. Când au început cercetările acestei zone și descoperirea efectivă a ceea ce s-a construit cu secole în urmă? Da, deci primele vești despre Suceava sunt din secolul III. Este vorba de o placă pe care scria ceva despre Curialii Suceavensis, dar descoperiri au fost și descoperiri diletante ale amatorilor care presupuneau că aici este o cetate, Suceava, însă cel care a fost stolnicul Constantin Cantacuzino în secolul XIX, care a spus cu certitudine că aici a fost Suceava a getodacilor și după aceea locuită de către romani. Poartă de intrare, despre ce este vorba, doamnă? Da, este poarta de vest, de intrare în cetate. Este singura poartă de intrare pe care intrau carele romane. Aici observați chiar urmele, cartamentul carelor care intrau în cetate. Așa cum am spus, aici se vede foarte bine, se văd cele două faze de construcție a cetății. Este vorba de zidul de secolul III de la împăratul Aurelian. Da. Și acest zid de secolul IV de la împăratul Constantin cel Mare, care a mai refăcut odată cetatea și a refăcut și un drum către, de la Suceava la cetatea Romula. Și a mai construit și un pod peste Dunăre, chiar la 150 de metri vest de cetate, un pod care făcea legătura între romanitatea de la nord și de la sudul Dunării și care a avut un rol comercial foarte mare pentru dezvoltarea zonei. Așezării civile Suceava. Da.
Aici era o poartă cu canaturi. Observați, acolo erau canaturile din secolul 3, iar în secolul 4 era o poartă cu cataractă, așa, care culisa așa, în sus. Da. Din 1936, de când au început cercetările acestea sistematice ce însemna? Adică, din punct de vedere științific, de la stratul vegetal până la ultimul strat getodacic. Pentru momentul respectiv, 1936, cum reușeau să obțină fondurile necesare pentru restaurarea unui asemenea sit arheologic? De unde luau bani? Luau bani de la, în primul rând, profesorul Dumitru Tudor, fiind o personalitate în arheologie recunoscută, luau bani de la Ministerul Culturii, în primul rând, dar și de la autoritățile orașului. Obțineau fonduri pentru săpături, plăteau muncitorii, existau chiar linii de vagoneți în cetate care descărcau pământul rezultat din cercetării la sudul cetății. Și aprovizionau cu materiale necesare restaurării. Aprovizionau, da, cu materiale din zonă de aici. Deci se alocau fonduri pentru așa ceva. Se punea foarte mare preț și în 1936 și în anii care au urmat. Se punea mare preț pe valorificarea vestigiilor arheologice. Pe istoria neamului nostru. Istoria neamului nostru, da. Acum cum vi se pare? Se mai pune așa mare preț pe istoria neamului asta? Da. Se încearcă prin proiecte pe fonduri europene, dar părerea proprie ar fi că ar trebui investit în restaurări și în restaurări nu chiciuri. În restaurări făcute cu responsabilitate și că de către oameni care se pricep la arhitectură romană, la tot ce înseamnă vestigii istorice. Pe hârtie se cunoaște foarte bine. Problema este când pui în practică să restaurezi. Trebuie să fie oamenii, în primul rând, atestați, așa oficial, da. Dar în al doilea rând trebuie să aibă ei simțul acesta al antichității, să spunem. Adică să aibă o viziune așa cum arătau lucrurile acum 2000 de ani. Mergem la câteva vestigii istorice. Unele sunt chiar unicat în lumea romană și ne oprim la primul obiectiv. Cum s-a descoperit că acestea sunt unicate în lumea romană, aici la Suceava? S-a descoperit din cercetărilor și dar în celelalte... documentelor vremii. Unicate. Spre exemplu, Fântâna Secretă, pe care o vom vizita, este unicat ca și arhitectură în lumea romană pentru secolul acela, al VI-lea. Bazilica unicat presupune că n-a mai existat așa ceva, da, asemănător, în altă parte. În altă parte, da. Și ne vom opri la locuința eneolitică, deci de la perioada de trecere, de la epoca pietrei la epoca bronzului. S-au descoperit doi pari care susțineau un acoperiș în două ape, deci erau locuințe de suprafață, cu pereți împletiți din nuiele și lipiți cu lut și pe interior și pe exterior. Ușa locuinței era la sudul cetății și vedeți că este și o bună vizibilitate, aveau o bună vizibilitate în zonă, fiind pe platoul acesta, da. Împotriva, mă rog, dușmanilor care... Năvălitorilor, da. Cea mai importantă descoperire din această locuință a fost o țesătură din in, care a fost așezată pe un pat din nuiele, iar în urma incendierii locuinței, o bârnă a căzut pe acest pat și a conservat, deci nu s-a ars, un petic de țesătură din in, dovadă că ei atunci cultivau inul. Bineînțeles că s-au descoperit și semințe de grâu carbonizat și chiar de pâine carbonizată, ca dovadă a
unei preocupări pentru agricultură și pentru cultivarea grâului. S-au conservat așa 2000 de ani, nu? Da, s-au conservat 2000 de ani. Acum vom merge la alt obiectiv important din interiorul cetății, la Fântâna Secretă. Este un monument arhitectonic unicat în lumea romană prin modul ei de construire, prin arhitectura sa interioară. Este de secolul 6, din vremea împăratului Justinian, și fântâna a avut un mare rol în aprovizionarea cu apă a garnizoanei militare de la Suceava în vremea atacurilor migratorilor. Da, e destul de mare întinderea cetății, cam pe ce suprafață se întinde acum și probabil sigur și atunci. Da, deci 2 hectare în interiorul cetății, iar cu valurile și șanțurile de la Getodaci e pe 3 hectare, numai cetatea aceasta militară. Deci iar valuri și șanțuri de protecție, care proteja cetatea. Un mod de a fortifica, de a se apăra. Încălzirea prin pardoseală este un concept destul de nou în zilele noastre și prea puțin popular la nivelul locuințelor. Ei bine, romanii foloseau acest tip de încălzire cu 2000 de ani în urmă. Clădirea prin hipocaus. Aici s-au descoperit niște tuburi și orificii care încălzeau întreg spațiul. Interesantă povestea acestei fântâni secrete. Da, vă invit să și vedeți, să vizitați această fântână. Dar vreau, chiar sunt curios. Deci o să coborâm la 18 metri adâncime, pe verticală, exact la baza unde era izvorul propriu zis. Acesta este un coridor de acces, da, construit în urma restaurărilor acestei fântâni. Fântâna este descoperită în 1958, tot în urma cercetărilor conduse sub profesorul Dumitru Tudor, și restaurările au durat până în 1968. Coridorul, v-am spus că este pe o lungime de 26 de metri și adâncime până la puțul propriu zis. O lungime de 26 de metri. Da. Iar coborârea, așa cum am spus, pe vertical este la 18 metri până la nivelul Dunării, acolo unde este Luciul Apei. Coridorul este restaurat și își păstrează dimensiunile așa cum a fost descoperit. Această cărămidă a fost descoperită căzută în interiorul coridorului. Da. Zidurile din piatră sunt originale, chiar și pe jos treptele sunt tot din piatră originală. Da. S-a păstrat o arcadă, o suprafață foarte mică din arcada coridorului și după dimensiunile arcadei aceleia a fost restaurat tot coridorul cu arcul de cerc exact după dimensiunile Oricum, arcadei. Oricum, ingenioasă construcție pentru vremurile acelea. Da, într-adevăr, este fântâna secretă. Da. Nu știu dacă multă lume sau mulți din vremea respectivă aveau acces sau știau despre așa ceva. Ne apropiem de luciu propriu zis al apei, deci de al fântânii secrete. Al fântânii, deci de fântâna propriu zisă, care are o suprafață, este drept pătrată de 1,2 ori 1,2 metri, metri. Și este interesantă arhitectura deasupra fântânii, deci este un acoperiș în formă de trunchi de piramidă și probabil aveau cunoștințe de în domeniul acesta al efectelor de piramidă ca și egiptenii, da, pentru că se spune că, mă rog, piramida atrage energiile pozitive. Și energiile probabil treceau în apă și astfel se încărcau și ei pozitiv.
Important este că există interes pentru a vizita acest loc. Am înțeles că sunt destui de mulți vizitatori care ajung aici, din țară și nu numai din țară. Așa da, este? Da, sunt vizitatori. În primul rând sunt elevii din județele învecinate care își fac așa de câteva ori pe an ore de istorie, adică istorie vie, văd obiecte și înțeleg, le rămâne întipărit mai bine. În al doilea rând sunt amatorii de antichități, de vestigii, care tranzitează țara pe Valea Dunării și văzând panourile cu cetatea Suceava le vizitează și sunt chiar impresionați. La Suceava s-a descoperit prima biserică creștină. De altfel, după numărul mare de obiecte cu semne creștine, se poate trage concluzia că în secolul 6 creștinismul era în floare aici, între Dunăre și Carpați. Pe tot cuprinsul cetății s-au descoperit obiecte cu semne creștine, de care vă spuneam, cu inscripții creștine, cu semnul crucii, cu alfa și omega, care demonstrează că aici populația în secolul 6 era creștinată. În interiorul bazilicii... Foarte interesant. Da, văd ceva aici, o criptă. Da, este o criptă, a fost căptușită cu cărămidă, unde s-a descoperit un schelet înmormântat creștinește, cu fața în sus, cu capul către apus și picioarele către răsărit. Din păcate, nu a avut inventar de înmormântare, dar, ca să ne spună ceva despre respectivul, dar faptul că s-au descoperit niște fragmente de amforă pe care scria Loconocus, fiul lui Licatios, în grecește, acest lucru a dat de presupus specialiștilor că cei doi ar fi primii prelați creștini de la Suceava, Loconocus și Licatios. În afară de acest schelet s-au mai descoperit încă 6 morminte în interiorul bazilicii, printre care și unul de copil. Corabia este un oraș frumos, bine aerisit, cu multă verdeață, cu multă vegetație. Aveți și situl arheologic Suceava. Lucruri deosebite aici. Ce ar trebui să se întâmple în Corabia pentru a stabiliza forța de muncă și pentru a atrage turiști? Mai cu seamă că localitatea se află pe malul stâng al Dunării. Eu știu că zona era, bine populată și de pescari. Ce trebuie făcut să dezvoltăm această activitate? Da, eu cred și nu numai eu, cred că zona aceasta, cel puțin de aici, de la Suceava și până în portul turistic și mai departe, fostul port comercial, ar trebui valorificată din punct de vedere turistic. Eu văd această zonă exact cum a început să se dezvolte zona de pe clisura Dunării, adică numai cu restaurante, cu alei pe care te poți plimba, fie cu mașina, fie cu bicicletele, cu parcuri. Ce măsură vedeți dezvoltându-se această zonă, așa cum spuneți, cu specific pescăresc în mod deosebit? Pentru că merită, zic eu, ceea ce spuneți și dumneavoastră, ca această zonă să fie dezvoltată și în acest punct de vedere. Eu cred că dacă ar fi mai mult interes pentru această preocupare foarte veche... Cine trebuie să manifeste acest interes? Pe acest interes trebuie să-l manifeste în primul rând, eu cred că factorul politic local, adică să creeze condiții prielnice și în al doilea rând tineretul, adică să vină și să investească aici, să îi se dea posibilitatea să facă, să creeze aceste oaze, să zicem așa, de delectare pentru noi corăbienii și nu numai pentru noi. Pentru că nu vorbim numai de noi, vorbim de toți cei care ar veni la Corabia. Chiar dumneavoastră ați declarat că vă place orașul și nu numai dumneavoastră, bucureșteni și din Slatina, și din Caracal, și din Craiova. Când aud de Corabia, zic, domne, acolo nu știu, mi se pare ceva un loc mirific, un loc deosebit. De ce să nu-l valorificăm din punctul acesta de vedere? Să sperăm că așa se va
întâmplat și să sperăm că cei care trebuie să audă ce ați spus, ce am spus împreună, să facă ceva pentru zona aceasta. Și eu sper. Totdeauna referitor la Suceava am avut înțelegere și ne-a sprijinit. Iată și cu un proiect pe fonduri europene am reușit să realizăm infrastructura cetății Suceava, deci nu intervenția pe monumentul istoric. A fost primul pas. Al doilea pas ar fi intervenția pe monumentul istoric, restaurarea, supraînălțarea zidurilor, restaurarea unor vestigii să arate așa cum au fost ele altădată sau părți din vestigii. Vedeți un viitor al turismului piscicol în zonă? De ce nu? De ce nu? Dacă sunt factorul politic local, se împletește cu factorul acesta al comerțului economic. Economic, da, da, și al preocupării aceasta, că practic este o preocupare de bază fiind pe malul Dunării. Dacă aceste două lucruri s-ar împleti, eu cred că în viitorul apropiat am putea să avem și noi așa zone cum sunt în țările de unde izvorăște Dunărea și până la intrarea în țara noastră. Mulțumesc foarte mult și sper să așa se întâmple. Doamne ajută!